Filmul Ștampila, prima producție moldo-americană, a fost lansat recent la Chișinău, iar publicul larg îl va putea viziona în cinematografe începând cu joi, 4 iulie. Ștampila este o comedie dramatică inspirată din fapte reale, care o aducem prin plan pe Olga, un om al sistemului, o femeie puternică, marcată de un trecut dramatic, care decide să distrugă acest sistem din interior, spun producătorii peliculei. Filmul a fost inspirat dintr-o experiență nefericită trăită de Mariana Irwin în timp ce încerca să deschidă un local în capitală. Mariana, care este și producătoarea filmului, spune că s-a confruntat cu birocrația din țara noastră, iar pornirea afacerii i-a luat 3 ani, timp în care a reușit să nască 2 copii. Urmărind provocările cu care se confruntă Mariana, soțul ei american, Neil Irwin, s-a revoltat și a decis să le arate americanilor nu doar cu ce greutăți se confruntă moldovenii, dar și cât de corupt este sistemul din țara noastră. Nu trebuie să tăcem dacă vedem o nedreptate, nu trebuie să tăcem dacă vedem o discriminare, ceea ce eu am în acești 3 ani, am avut multe discriminări. Pelicula Ștampila este debutul regizoral al lui David Larson, la care americanul a lucrat cu peste 100 de actori moldoveni. The Moldovan actors were very professional. Some of them, a lot of them were theater actors, so they didn't have experience in a screen before. But they learned very quickly. Actorii moldoveni spun că au rămas încântați de colaborare și recunosc că au avut de învățat de la colegilor de peste ocean. Filmul a fost o aventură frumoasă, aș spune. Cel mai frumos a fost că am făcut o echipă internațională cu niște oameni de o calitate, în primul rând, omenească foarte înaltă. Am jucat-o pe Ludmila. E un personaj foarte curajos, pentru că se opune multor oameni influenți, se opune unui întreg sistem. Printre primii spectatori care au vizionat filmul s-a numărat și purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă. M-a pus să mă gândesc și mai mult despre necesitatea de a prețui și mai mult democrația noastră, libertatea noastră, dorința moldovenilor de a trăi în propria țară după propriile reguli. Oamenii spun că au simțit pe pielea lor evenimentele redate în Ștampila. Foarte bine și-au îndeplinit rolurile artiștii. Ne bucurăm foarte mult că cinematografia noastră o să fie prezentată și în Statele Unite. Am o stare de deja vu, foarte multe situații cunoscute pe care n-aș vrea să le mai trăim încă o dată. M-am regăsit, m-am revoltat, m-am amuzat. Filmările primei producții moldo-americane Ștampila au avut loc în decembrie 2018 în peste 40 de locații din țara noastră.